Salutare! Am văzut că vă plac foarte mult rețetele tătărești, așa că astăzi o să vă arăt cum fac geantâc. O să-l fac împreună cu mama mea, desigur am sunat-o și pe bunica ca să luăm toate indicațiile corespunzătoare și sper să vă placă la fel de mult ca celelalte rețete tătărești pe care le am pe canal, după cum bine știți, șuberec, baclavale, tatarașu și acum de data aceasta geantâc. Și vreau să vă fac cunoștință cu mama mea. Bună seara! Este prima oară pe camere, dar o să ne descurcăm super! În primul rând o să începem cu ingredientele pentru cocă. O să facem coca dintr-un kilogram de făină. O să folosim sare și drojdie și în loc de apă o să folosim o combinație de iaurt și apă. Am iaurt grecesc și o să adăugăm și unt pentru a avea un aluat destul de fraged. Pentru carne avem 1 kg de carne de vită, nu foarte slabă, carne de vită tocată, sare, 4 cepe și piper. Asta este tot ce folosim pentru amestecul de carne. În primul rând am topit untul la microunde, la o temperatură mică. Și acum ce o să ne apucăm? O să amestecăm iaurtul cu apa pe care am încălzit-o destul de bine, da? O pui tu, te rog. Amestecăm bine iaurtul grecesc cu apa caldă. Iaurtul este la scos din frigider, adică nu este la o temperatură caldă, dar apa fiind mai caldă, obținem o temperatură optimă a apei. Și în total avem un amestec de 640 de ml de apă. Și o să adaug cubul de drojdie în acest locșor. Pentru a activa drojdia o să folosesc puțin zahăr. Jumătate de linguriță. O să adăugăm și sarea într-un colț, cum am făcut și la pizza. Dacă am pus zahăr peste drojdie, sarea o punem puțin mai departe. Și acum toarnăm tu puțin. Așa, dizolv drojdia. Puteți o dizolva și înainte puțin cu... Eu o dizolv aici direct. Mai împui. Și turnăm apa cu iaurt. Vezi că curge pe lângă. Sorry! Și acum adăugăm și un totopit. Tot topit. Super. Te scot din sărite. Nu uitați că mama e așa drăguță, dar o scot din sărite. De fiecare dată, nu? Mm. Am făcut bine? Da, am făcut bine. Formez bila asta de aluat. Coca asta este la fel ca coca de pizza, în afară, doar că mai are puțină... mai are și iaurt în compoziție. Acum am format bila de aluat și o să încep să o frământ pentru câteva minute, 5, nu foarte mult, nu facem aici cozona, dar puțin, cu mișcările astea. Până când aluatul devine omogen. Dacă eu am făcut coca, mama o să facă carne. Bun, am terminat de frământat coca. S-a format această biloi mare, această bilă mare de aluat. Este moale. Înapoi, unde am făcut aluatul, pun puțin ulei de floare soarelui. Uleiul de măsline nu prea este potrivit în rețeta asta, ca să nu se lipească aluatul. Și înainte de a-l lăsa la dospit pentru aproximativ o oră, o să ming mâinile cu ulei. Am o lingură, nu mai mult. Puteți să nu faceți chestia asta dacă nu doriți. Și am să pun acest ulei în cocă prin mișcările acestea. Asta este tot. Avem aici aluatul, vedeți cât este. Trebuie să-l lăsăm la dospit pentru o oră. Puteți să puneți și un prosop, depinde ce aveți. Trebuie să punem neapărat plastic. Adăugăm și un prosop
Carnea o voi pregăti eu. Începem cu ceapa. Îmi dau lacrimile. Punem sare, cam două lingurițe. Și preparul, te rog, să mă și tu. Da, vin eu acum să facem prima. Mama se uită de la început la videourile mele. Nu a proaspăt măcinat să folosesc piper. Da, până mâine tocăm aici. Carnea are o textură puțin apoasă din cauza cepei pe care am tocat-o la robot, similar ca la șuberec. Acum este și carnea gata și o lăsăm așa până undeva când este... Undeva afară, să nu ne usture ochii. Dar știi că poți să-ți pui ochelari de scafandru? Da, da. N-ai, avem, ai două perechi? Da. Este gata coca. A crescut foarte mult. Și acum putem să ne apucăm să facem ce? Biluțele. Aici o să punem biluțele. Ungem mâinile. Cred că uniforme am aceeași mărime. Par concentrată. Niciodată n-am gătit și să fiu filmată în același timp. Facem biluțele astea pe care o să le întindem și punem carnea. Deci a făcut mama 30 de biluțe, ne-a mai rămas aluatul ăsta. Continuăm după aia. O să continuăm după aceea, că nu mai avem loc. Puțină carne, puțină, cât trebuie. Facem, lipim marginile. Le punem într-o tavă cu ulei și le așezăm una câte una. Vedeți cum s-au așezat geantăcurile în rând așa, apoi acestea, apoi acestea, acestea și apoi partea aceasta. Este foarte simplu. Spargem un ou cu care o să ungem geantăcurile. Batem ou bine. Conform rețetei din străbuni, puteți să amestecați iaurt cu ou sau cu smântână, dar... Nu prea ne place, că ne plac să fie mai crocante. Dacă faceți așa, mi se pare că devin mai moi, dar acum depinde după gustul fiecăruia, nu? Da. Nici mie nu-mi place. Îmi plac mai crocante. Și acum presărăm și susan. Desigur, în carne, cum am mai spus și la șubere, puteți adăuga mentă, dar... Și acum, la cuptorul bine încins, adăugăm geantăcurile noastre. Nu ne-au mai ieșit încă 16 geantăcuri din coca pe care ați văzut-o inițial. Iar dintr-un kilogram de carne ne-a mai rămas aproximativ 200 de grame. Dacă vreți să faceți fix pe fix 46 de geantăcuri, folosiți 800 de grame de carne și 3 cepe. O să lăsăm puțin să se odihnească, o să punem și prosopul pe el, să răcească puțin și îl servim. Am pus geantăcurile pe farfurie, o să le servim cu ayran. O să fac și o rețetă de ayran, vă promit, dar momentan este ayran cumpărat de la magazinul turcesc. Așa calde cum sunt, cu un pahar de ayran, sunt delicioase. E timpul să gustăm, să vedem ce am făcut. Frige? Frige. E un Lasă bine. Mai bine vreau să gust de la tine, că le-am luat unele în bloc. Și frig. E foame.
Bune, bune. Foarte bun. Vă invit să încercați și voi această rețetă și dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, nu uitați să o faceți. V-am pupat! Pa! Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru cei 1000 de abonați. Nu vine să cred că am ajuns să fim 1000. Sper să ajungem să fim și 10.000. Pa!